cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți. Bine ați venit la cafea, Mesagerul de Neamț, știri din Neamț. Astăzi o emisiune cu mai multe întrebări și cu încercarea de a ne alinia noului curent care străbate presa românească, obligată de cele mai multe ori să-și aleagă un stăpân, să facă sluj și să aplice ventruze. Pentru că nu ne mai permitem să criticăm în ziua de astăzi, este momentul să lăudăm atât cât se poate. De exemplu, ieri am apreciat extrem de mult, împreună cu cei câțiva 200 de oameni, 300 de oameni maxim, care au fost în centrul orașului la o manifestare dedicată Unirii Basarabiei cu România. Niște copii și niște profesori de istorie au avut în vara trecută inițiativa de a forma o gardă a, cum să le spunem, răzeșilor. Au cumpărat haine pe un proiect finanțat chiar de primărie, au făcut instrucție cu copiii și această gardă a fost după aceea predată Consiliului Local al Municipiului Piatra Neamț sau Municipiului Piatra Neamț, care urma să o folosească atunci când erau evenimente deosebite. Cum nu mai nimeni n-a dat niciun semn de viață, probabil că se croiesc planuri de viitor, există strategii luminoase pentru folosirea acestor copii. Luăm lucrurile de bine. Deci, aceiași profesori s-au gândit ca acum, de ziua uitată a Unirii Basarabiei cu România, să aducă garda să facă un tur al pieței și să marcheze momentul cu câteva cuvinte rostite de doi elevi de la Colegiul Național Petru Rareș. Oamenii au venit, s-au bucurat de priveliște, de copii, au aplaudat și cu coada ochiului s-au mai uitat stânga-dreapta să vadă dacă a venit vreun ales plătit din bani publici, să fie și el de față, nu să se bage în față ca, știți dumneavoastră ce, așa, să fie acolo, să aplaude, să vadă, să discute eventual cu oamenii, să facă o baie de mulțime, așa, nu au fost văzuți. Mai mult decât atâta, reacțiile oamenilor au fost senzaționale. Au spus unii, ceea ce noi am consemnat, trebuie să le mulțumim autorităților că n-au stricat evenimentul cu prezența lor acolo. Deci, probabil că așa au gândit și ei, de ce să strice evenimentul. Mai bine ai sclav pe plantație care vin, filmează și pun pe Facebook-ul personal, sau, dacă ești viceprimar, cu o zi înainte, faci invitație la alții și tu lipsești de la eveniment. Nu mai vorbim de consilieri, mai vorbim de consilieri județeni, de oameni politici, nu mai vorbim de conducerea Consiliului Județean Neamț, care probabil și ea ar trebui, așa, după părerea noastră, să amintească măcar două vorbe despre ziua de 27 martie, cea a Unirii Basarabiei cu România. Păi, nu e momentul? Nu e contextul potrivit cu bombardamentele blajinului Putin în țara nebunului Zelenski? Acolo, la graniță, știți? Cu planuri care, despre care se discută că ar trebui ca sudul Republicii Moldova cel puțin să ajungă în componența Imperiului
rus, putinist? Poate era momentul să te exprimi ca om politic, să vii să spui, băi, iată, noi vrem să ne unim cu Moldova prin integrare în Uniunea Europeană, că altfel nu se poate. Dar să spui ceva. Bine, de exemplu, Ionel Ase ne-a spus. El este la zi, este la curent cu evenimentele. Sărbătorim astăzi în plin post al Paștelui Duminica Sfintei Cruci. Când vorbești despre Duminica Sfintei Cruci, poate mergea și o frază despre crucificarea Basarabiei. Dar trecem și peste asta, că nu-i, până la urmă nu e cușer să te pui tu ca politician să exprimi o părere, că dacă te întreabă primarul Chișinăului, băi, într-o moldovenească care nici este traducere în română, băi, acesta, dar tu nu te gândești că vine ăla și te întreabă? Nu e corect, dar e adevărat. Bun, în rest să spunem că poate ar fi fost bine ca măcar consilierii aleșilor noștri, cei măcar de la Piatra Neamț, să fi venit pe platou, la vedere, nu undeva cu poze, cu raportări și alte chestii. Vă dați seama ce frumos ar fi? S-ar fi făcut și niște economii, probabil. Dacă, de exemplu, ar fi venit consilierii primarului, ai viceprimarilor acolo. Nu știu dacă ați văzut, dacă n-ați văzut, vă puteți uita. Este și un post de toboșar acolo, un tip care bate toba. Vă dați seama, de exemplu, dacă consilierul viceprimarului Lehăduș era la tobă și bătea toba. Era chiar interesant. Sau dacă consilierii primarului, cu voie de la primar, i-ar fi servit pe copiii aceștia cu un ceai cald, că tot o bătut vântul, sau cu un suc, că na. Dar una peste alta, lumea s-a simțit bine, a aplaudat, sau i-au admirat pe copii. Mă rog, poate ar trebui să cineva să gândească să le ia și o costumație de vară și dacă nu mai vor gardă, să îmbrace consiliul local. Și așa ați vreo 20 și ceva, băieții ăștia ați vreo 20 și ceva, ăia iau indemnizație, ăstora nu i s-a dat nici măcar ceva acolo că au venit. Deci, vă dați seama, îmbrăcați consilierii locali să facă turul cu steaguri, cu frumos. Ar fi chiar drăguț și în ședințele de consiliu să vină acolo, pentru că toți suntem în orașul lui Ștefan cel Tare sau Mare, nu mai țin minte cum era. Da. Asta ar fi un subiect. Bine, să nu uităm că Basarabia, teritoriul românesc, s-a unit prima cu România, că așa a fost contextul. Contextul a fost de așa natură încât după ce trupele rusești super instruite din primul război mondial au rupt frontul și s-au bolșevizat, adică au mers cu Toașul Lenin, Trotski și alți neaoși cetățeni sovietici, s-a rupt frontul. Și noi a trebuit să ne tot retragem, să ne tot retragem, până la urmă, în Basarabia, după multe vânzoleli, sfatul țării a ales soluția aceasta. Culmea că la București era un guvern considerat după aceea trădător, condus de Alexandru Marghiloman, care a acceptat unirea, a fost acolo, a semnat și în felul acesta s-a unit Basarabia cu România într-un context al naibii de dat dracului, în care însăși ideea de stat român era pusă sub semnul întrebării. După care lucrurile s-au derulat rapid, bucovinenii au cerut ajutor aceluiași Marghiloman, n-a mai apucat Marghiloman să facă lucrurile astea, s-a schimbat guvernul și un general, dacă nu mă înșel, generalul Zadic din al armatei române, a intrat în Bucovina, care era revendicată de, scuze, ucrainieni, de Rada Ucrainiană. După care s-a întâmplat evenimentul de la Alba Iulia.
Nu mai țin minte exact care era al doilea subiect. A, da, un subiect frumos. Îmi pare rău că nu am pregătit și fotografii. Tichia de mărgăritar de la Piatra Neamț. Știți? În condițiile în care orașul, mi s-a spus recent, are bani, încasează bani, e tot mai bine, e tot mai plin de fonduri, dar nu prea să mai fac alte manifestări pentru populație, că nu sunt bani, s-a gândit acum să facă pe repede înainte o etapă de cupă mondială la călărie. Etapă de cupă mondială la călărie. Unde? O să spun eu unde. Cum unde? La baza hipică. Și cine să organizeze? Păi, cine să organizeze? Cine a organizat în ultimul timp celebrele concursuri de la baza hipică de vreo câțiva ani? Acolo tot se fac concursuri. Confidențiale, e drept, nu e o problemă. Pe bani publici, e drept, nu e o problemă. Dar care asigură niște venituri acolo, fără ca cineva să spună vreodată, bă, cam asta e situația la baza hipică. Și pe surse am aflat că domnul Costache Lupu a cerut primăriei să facă o etapă de cupă mondială. O etapă de cupă mondială care presupune multe lucruri. Nu stau aici să discutăm toate aceste lucruri. Bravo, Bogdan! Ai găsit poza domnului Costache Lupu, a cărui activitate la baza hipică este direct proporțională cu calitatea versurilor de la urăturile de Crăciun adresate autorităților. Deci, i-a cerut primăriei să-i asigure niște investiții ca să facă concursul. Întrebarea e, cum cei din primărie s-au gândit că pot să bage bani în așa ceva, în condițiile în care Perla Investul este în insolvență, nimeni n-a mai venit să spună dintre acționarul, din partea acționarului, bă băieți, uite, asta e situația la Perla Invest. Am aflat tot felul de zvonuri că se va cumpăra baza hipică. În ce condiții? Pe ce bani? Cum? Cu ce justificare? În condițiile în care pe tine te-a durut în dos de ce se întâmplă la Perla Invest, nu în ultimii doi ani, în ultimii ani, în condițiile în care terenul ăla era pregătit pentru niște șmecheri, care și acum stau la cotitură să-l ia. Nu se mai aude de nicio manifestare organizată de primărie pentru populație. Că, vorba aceea, nu sunt bani. Dar ne pregătim să facem o competiție, o spoim frumos, cupă mondială. Deci o spoim frumos acolo. Nu știm dacă nu există cumva un calendar al cupei mondiale la călărie. Că dacă am ști, am vedea dacă este introdusă și o etapă la Piatra Neamț. Nu știm exact care e statutul clubului Ecvestru, sau cum s-o mai fi numit el acum, și capacitatea lui de a organiza o asemenea competiție, care ar trebui să fie de anvergură. Piatra Neamț, la un moment dat, dădea lecții cu privire la organizarea unor asemenea manifestări, care erau transmise de Eurosport. Era la vremea aceea cupa, etapa cupii mondiale Volvo, parcă Dunhill, nu mai țin minte exact, dar era un adevărat eveniment la care veneau personalități, veneau cai buni. Acum să aduci un cal până la Piatra Neamț este o aventură, pentru că acei cai de concurs, ăia adevărați, necesită niște condiții, au niște asigurări fabuloase, etc. Deci, dacă nu vom avea, de exemplu, festivalul dacic la Piatra Neamț, vom avea, în schimb, cupa de călărie, cupa mondială la călărie. Ceea ce
Până la urmă, dacă le place aleșilor noștri, acolo se pot duce să fotografieze cu un cal, cu un armăsar, cu domnul Lupu, cu cine doresc ei, se pot fotografia, că dă bine la eventuale, să spunem, poze făcute într-o campanie electorală. Da. A sunat telefonul, nu era lângă mine, îmi pare rău, asta e. Da. Deci, vom avea tichie de mărgăritar la Piatra Neamț, dacă nu se va trezi cineva să spună, bă, hai să vedem totuși, care e situația cu baza hipică, cum decurg lucrurile acolo, s-au tot dat bani publici, care e statutul terenului ăla? Nu cumva primăria ar trebui să acționeze pe cale legală, pentru că a fost încălcată legea cu privire la acordarea terenului către Perla Invest la un moment dat? Da, cum să vă spun eu, dacă avem Vespasiană în loc de direcție de patrimoniu la Piatra Neamț, despre ce discutăm aici? Bun. Un al treilea subiect pe care l-am pregătit, care este drăguț așa în sine. Consiliul Județean Neamț s-a gândit nu pentru că a gândit el, s-a gândit pentru că a apărut un OUG, mai știu cât, un OUG, ce înseamnă? Ordonanță de urgență a Guvernului României, care îi obligă să facă, numai o secundă să nu greșim, birou de protecție, pentru protecția animalelor la Consiliul Județean Neamț. Acum, vă mai aduceți aminte că această instituție acum este una prietenoasă cu animalele. A fost declarată oficial prietenoasă cu animalele. Ea se știa că e prietenoasă cu animalele de casă, în special, dar acum e oficial. Ei, se va înființa un birou de protecție a animalelor cu 6 posturi. O să spuneți foarte bine, bravo, aplaudăm, vom avea acolo o protecție. Da, corect, așa este. Numai că era o hibă. Consiliul Județean nu mai avea 6 posturi disponibile, că vorba aceea, oameni de partid, doamne de partid, domnișoare de partid, oameni de familie, prietenii prietenilor, trebuiau să fie și ei angajați, ca și la primărie, nu vă faceți probleme, peste tot e la fel. Trebuiau să ocupe posturi și le-au ocupat și atunci, în condițiile astea, cei din Consiliul Județean și-au aruncat ochii unde puteau să-și arunce ochii. La instituțiile din subordine. Și, da, da, corect, așa este, da. O instituție prietenoasă cu animalele. Din păcate nu vedem decât pisici și o pisică și un câine acolo. Nu vedem șobolani, șoareci și alți asemenea lucruri care populează zona, cel puțin la subsol. Deci, cum spuneam, s-au uitat la instituții subordonate. Și de unde credeți că au luat ei locuri? Posturi. De la Drupo? Ferește. La Drupo, care are o activitate de lucru intens pe drumurile patriei, încât și-a luat până și specialist în marketing ca să descurce cu multitudinea de contracte, cu multitudinea de sarcini, ca să poată să obțină noi și noi contracte. Deci și-au adus specialist în marketing acolo. Au vreo 3 directori, dacă mai fi rămas toți. Pentru că Drupo este o instituție adevărată. Nu poți să iei nimic de acolo. Cum să iei de acolo? Să dai la Consiliul Județean vreun post. Și atunci s-au uitat și au zis, bă, nesimțiți ăștia de la muzeu. Te nesimțiți. Au atâtea posturi acolo și sunt neocupate. Ia hai să le spunem noi că avem nevoie de posturi. Așa că
sub semnătura cuiva de la Consiliul Județean, se cere acestuia să analizeze dacă poate renunța la niște posturi. Dacă analizau că nu poate renunța, directorul probabil își căuta de lucru, cum și-a căutat și fostul director de la Complexul Muzeal, când i-a trimis culmea impertinenței, vă dați seama, o hârtie Consiliului și președintelui, normal, cu avocat, în care îi spunea: domne, nu mi-ați asigurat banii de salarii. Așa că a pierdut la partea de, cum se cheamă, doamne, analiza activității anuale. N-a luat nota respectivă ca să poată rămâne. Și a pierdut. A pierdut și domnul a plecat pentru că n-a vrut să facă scandal foarte mare. Bun. Și a zis așa Consiliul Județean: băi, analizați voi. Și muzeul a stat, a cercetat, a analizat și o soluție a dat. Și a spus așa: renunțăm la una bucată post-grafician, două de muzeograf și un șofer. Hai să spunem că șofer înțelegem, că doar până la urmă ai director de marketing, poate să ducă și cu mașina, poate să facă și pe șoferul, nu mai contează. La câte drumuri face zilnic, școală, muzeu, poate să mai facă și alte drumuri. Este ok. Da, să renunț la două posturi de muzeograf și la unul de grafician. Păi, până la urmă, este chiar în detrimentul Consiliului Județean. Dacă avea un grafician, îl putea folosi inclusiv în campanii electorale, la o adică, dacă era vorba. Deci, trecem peste astea, una peste alta, Consiliul, Complexul Muzeal Neamț renunță la un post de grafician, două de muzeograf și unul de șofer. Dar tot nu ajungeau. Mai trebuiau. Și atunci au stat ei și s-au gândit: bă, unde dăm noi bani? Nu prea apar lucruri deosebite. A fost o piesă. Hai la teatru. Hai la teatru. Acolo, după ce au dat-o afară pe nevasta lui Meraru de la Plus, pentru că, vezi, doamne, ar fi intrat în incompatibilitate cu postul lui Bărbasu de la Consiliul Județean Neamț, deși de la prefectură, deși prefectura n-are nicio treabă cu teatru, o prostie, o idioțenie, gen contractul lui Amedeo Dulamă cu Apa Servu și incompatibilitatea despre care s-a dovedit în instanță că nu există. Deci, s-au dus la teatru și au zis așa: pă, ia analizați voi. Și au analizat cei de la teatru, vă dați seama. Au analizat și și-au dat seama că pot ceda un post de actor. În definitiv. Păi, ce le trebuie atâția actori la Teatrul Tineretului? Chiar așa. La ce piese sunt, poți să iei de multe ori un birjar să-l pui acolo. Că la înjurături birjarii știi, numai că nu mai avem birjar, poate găsim vreunul la baza hipică. Da, vă rog. Deci, și așa s-au făcut cinci. Al șaselea este la îndemână a Consiliului, că l-a trăsit postul de șef, adică nu mai discutăm despre ce e vorba. Deci, uite așa crește numărul de posturi aflate în subordinea directă a Consiliului Județean și scad niște posturi la două instituții de cultură, cel puțin una dintre ele. Posturi, ca să spunem așa, de muzeograf, de actor, de grafician. Oare chiar nu se găseau cinci personaje puse pe post pe bază de partid, de familie, reorganizat acolo, că oricum nu fac mare brânză unele dintre ele. Este genială faza cu o tipă angajată de partid, din partea partidului, care trebuia să ducă o corespondență dintr-o parte, dintr-o instituție la alta, că asta putea să facă. Și când s-a dus cu corespondența la o altă instituție, acolo zice: domniță, dar știți, dumneavoastră ați greșit instituția. Cum? Zice: eu?
Eu lucrez la Consiliul Județean. Nu, doamne, nu e aici instituția. Da? Mă rog, poate revenim odată cu amănunte să povestim cu lux de amănunte cum s-a întâmplat. Astea sunt de ale noastre, de ale administrației locale, județene, din Neamț. În definitiv, ce ne mai trebuie atâta cultură? Ce ne mai trebuie să ne amintim de momente istorice, precum unirea Basarabiei? Cu cine să te mai unești? Sau cine cu cine să mai unească? Că în curând vom avea Republica Geriatrică Română, cu câțiva șmecheri care s-au dus în politică, se îmbogățesc, bagă bani în buzunare, după care fac pa și pusii, pentru că își aranjează toți culcușuri calde prin alte țări. Da. Asta e România, o țară în care, v-am mai spus, nu uitați, fiecare suntem pe cont propriu. Cele bune, o zi frumoasă, o săptămână frumoasă, mergeți la grădină, dacă aveți, semănați plante, preventiv, că nu se știe ce va mai urma. Oricum, sigur, a crescut din nou prețul la motorină și benzină, va mai fi zbucium pe alimente, cresc prețurile de pe o zi pe alta, 10 bănuți, 5 bănuți, 7 bănuți, 20 de bănuți, 30 de bănuți. Dar asta nu îi afectează pe băieții ăștia despre care vorbeam înainte. Nu, ei s-au gândit din timp, au provizii, au tot ce le trebuie și n-au probleme. De ce să-și bată ei capul să ducă să vadă niște copii pe platoul de la Curtea Domnească care aniversează ceva sau comemorează, cum doriți dumneavoastră? Păi nu, păi nu-i mai ușor să stai acasă. Facebook-ește un pic. Hai să fim sănătoși, să ne vedem pe mai încolo, cum spune editorialistul nostru în fiecare joi în ziar. Numai bine!